mă gândesc că prin munca care o fac în agricultură, mulți oameni se hrănesc cu ceea ce eu muncesc, produc. Să zicem că e muncă grea în agricultură, că suntem în câmp mult timp. Suntem de multe ori 7 zile din 7, cu programul care e, dar nu m-am dat înapoi de la muncă. De aceea poate că am făcut și 27 de ani de activitate numai în agricultură și numai în câmp. Munca este, dar munca se uită, cum zicem noi. Când vezi la sfârșitul recoltei că hambarul este plin, munca se uită și e satisfacția că ai făcut ceva și n-ai trecut degeaba așa anul ăsta. O satisfacție că reușesc să fac ceva care la sfârșit să cunoaște ceva. Când intru în porumb și-l văd înalt, dar primul lucru care îl fac în stadiu cum e porumb, acum rup un ștulete și încep să număr rândurile și boabele, să încerc să fac un calcul. Și dacă mi-este calculul bine, atunci sunt mulțumit că și șeful meu va fi bine. Lucrăm 4.000 de hectare, cultivând 6 hectare de porumb, 6 de soia, grâu, 1.000, orz 300 de hectare, rapiță 350 și restul ar fi floarea soarelui. În anul în care suntem acum avem un hibrid de la Lima Gren, un FAO 500-470. Cultivăm de când sunt o societate de aproximativ 10 ani, cred că cultivăm hibrid de la Lima Gren. Porumb, floare și rapiță și mai nou începem și cu grâu. Acesta este un hibrid de LG 30-500, semănat cu o densitate de 78.000 de plante la hectar. Anul acesta am ales hibrizi de la Lima Gren mai tardivi și cu potențial mai ridicat de producție. De când lucrăm aici cu hibrizea, noi ne gândim la producții destul de mari, 14 tone. Colegii de la Lima Gren, dacă nu ar fi fost prezenți și în câmp cu noi, rezultatele au fost mai mici, să zic, așa cu ajutorul lor și cu indicațiile de la ei. Sperăm să, și cu genetica care o au ei, sperăm să fim și noi în top în continuare. Ca genetică, pentru producțiile astea suntem mulțumiți, să zicem așa, că sunt câțiva hibrizi care am văzut ca genetică sunt buni. Alegând produsele de top, așa reușim să fim pe piață competitori. Încet, încet nu mai dorim 14 tone, vrem 16 tone și atunci e bine să ținem colaborarea strânsă cu ei, să ne dea genetică nouă de fiecare dată. Ajung în parcela lui Madren, la fel e o satisfacție în bine, că e potențialul mare. Pentru mine, Lima Gren e un partener de încredere și de viitor. Thank you.